convenit să nu avem un discurs lung, dificil de înțeles și ridicat undeva mai sus decât trebuie ridicat. Ce avem de văzut aici? Avem o artistă care reușește să abordeze mai multe variante stilistice, este foarte interesant. Cum a reușit să găsească un echilibru între formă și zona de tip floral și zona de tip formal. Eram tare curios să întreb pe ce a pus accentul, dar n-am apucat, pentru că alta era alegerea. Atunci coloana principală este legată de forma feminină și s-ar mai putea traduce că ea practic iese din zona prea bine cunoscută și încearcă să se simplifice, să treacă într-o zonă simbolică sau mai bine zis un pic dusă către un anumit tip de expresie sau mai bine zis expresie de tip conceptual. De aceea, cred că ea abordează câteva elemente simple, dacă le-ați observat. Figura umană, figura verticală, acea verticală care, din punct de vedere estetic, este mai dificilă pentru că va trebui să compenseze celelalte elemente de compoziție și va fi o reluare a discuției simultan cu fiecare lucrare, cum a fost gândită, cum a fost compusă și care au fost elementele care te-au condus pe tine în realizarea unei expoziții concept. O expoziție concept care leagă, așa cum am spus de la început, cele două direcții, care ele practic intră într-o simbioză tehnică, dar și ca expresie, pentru că acest tip de expresie este vizibil în ambele direcții. Deci aceeași mână, același artist, dar având, să zicem, teme diferite și concepte diferite de abordare. Este foarte interesant cum a reușit să lege aceste lucrări, care simultan ele creează un concept comun, general, care practic pune accent pe expresie, pe expresia culorii și prospețimea și felul de a pune culoarea. Aș fi întrebat-o mai înainte, dar n-am apucat dacă au fost cele cu peisajul primele sau mood-urile au fost următoarele, că va conta foarte mult în direcția viitoare, exact cum am discutat, care va fi direcția și care dintre cele două lumi se vor intersecta sau vor crea segmente diferite. Avem un anumit tip de abordare, deci tu practic ai trecut prin mai multe etape de cercetare. Deci sunt etape de cercetare în etape. Deci practic observăm că vei folosi și desenul liber, adică desenul linear, dar același timp și forma dusă mai departe, adică căutată și înțeleasă din punct de vedere anatomic. Ar trebui voi să fiți mai mult critice față de zona respectivă. Critica întotdeauna m-a ajutat să evoluez, mi-am însușit-o. Într-adevăr, nudurile sunt pictate pe ultima sută de metri, să zic așa. Am fost fascinată de aceste forme, mi se par speciale, mi se pare că ies din tiparele nudului clasic, cu care suntem prea obișnuiți și am vrut să fiu diferită și să ofer altceva. Sper că am reușit și nu știu dacă asta o să fie direcția mea, pentru că nu o să plictisesc oamenii cu nuduri în continuu, dar cu siguranță din când în când voi recidiva în această direcție, pentru că sunt absolut fascinante, nu numai atunci când le pictezi și când le privești, îți oferă o privire așa de ansamblu asupra feminității și mi se pare că arată foarte bine într-o încăpere cu stil. Părerea mea, dar dacă... Cu siguranță vei recidiva, vei veni cu tot o altă perspectivă mai târziu și vei avea cu siguranță o altă gândire din punct de vedere estetic. Este o primă, cum se spune, mână care este foarte proaspătă, ți-am spus-o de la început că este o lucrare din prima, cum se spune la noi artiști, la prima, adică ori îți iese, ori nu îți iese, ori ai, cum se zice, sentimentul de a încărca și sentimentul de a descărca acea imagine. Este și simplitate, dar același timp și descărcare, hai să zicem, de tip gestuală ta. Deci, practic, ai făcut-o din prima în sensul că nu ai gândit atât de mult să-ți iasă acel personaj, ci practic a devenit un fel de expresie pură. A fost un impuls și, într-adevăr, știți foarte bine că orice pictură se poate picta o zi, două, cinci, nouă sau chiar 10 ani.
eu la un moment dat mă opresc atunci când simt. Nu există o regulă. Simt să mă opresc, simt că sunt mulțumită și în momentul ăla am pus pensul la jos și mă duc și îmi îmbrățișez lucrarea. Înainte să pictez, mângâi pânza, îi spun că o iubesc, uneori o și sărut și îi spun, te rog să-mi dai ce ai tu mai bun, pentru că sufletul meu nu ți-aparține, pentru că mi-am găsit această vocație după foarte mulți ani, după 27 de ani petrecuți în lumea modei și a fashion design-ului, pe care am împărțit-o cu asociata mea, Georgia, și cu surorile mele aici prezente și cred că am făcut o performanță absolut uimitoare. Martore sunt cifrele, nu ce vă spun eu. Da, dar se simte, să știi, venirea dintr-o altă zonă. Da. Se simte că vine cu altceva proaspăt față de zona prea bine cunoscută la noi. Da, eu vreau să fiu diferită pentru că pot și pentru că îmi place să găsesc totdeauna o piață de nișă și un, cum zic eu așa, un cotlon în care nu mai intra prea mulți, știți? Doar soțul meu. Ca să glumesc în stilul meu. Combină foarte bine relația între poezie, text și relația feminină care o abordează în situația de față. De aceea, orice imagine, parcă vine dintr-o altă perspectivă. Am senzația că are mult mai multe modele, are mult mai multe perspective de tip feminin, tare ciudat, pentru că de obicei e specifică bărbaților, zonei masculine, și de aceea, tu, practic, mi-ai întors peste cap absolut tot ce știam da, eu despre zona asta. Da, îmi place să dau oamenii peste cap, îmi place să le întorc orizontul cu fundul în sus, îmi place să șochez așa și să fiu ca o pată de culoare. De ce? Pentru că asta înseamnă viața, asta înseamnă că trăim, este dovada faptului că existăm și că ne putem exprima liber. Au fost momente în care n-am putut să colaborez cu profesorii mei celebri de pictură pentru că m-au îngrădit și mi-au spus nu pune pensul așa, pune așa și eu nu am vrut și sunt mândră de mine. Cazul tău este o artă de gest și de multă atitudine și este foarte greu de explicat lucrurile care țin de percepție și de zona de expresie totală.